Ați venit la casa Domnului, ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta, Domnul să vă binecuvinteze pe cei ce ați venit de aproape și pe cei ce au venit de departe. Mă bucur pentru toți cei ce suntem în seara aceasta la închinare, în mod deosebit îi spunem un bun venit fratelui Aninoiu. Slavă Domnului că la 86 de ani Domnul a ajutat din nou să fie împreună cu noi și ne bucurăm în seara aceasta de cuvântul pe care Domnul ne-l va da prin fratele Aninoiu. Haideți ridicați în picioare. Să dăm Domnului laudă prin cântarea O cântare de mărire am în inimă mereu. Părinte îndurat, Dumnezeul nostru cel sfânt și veșnic, îți mulțumesc din toată inima pentru că în seara aceasta ne-ai dat harul să fim din nou împreună la închinare. Îți mulțumesc pentru că pe fiecare din noi care ne-ai cercetat și ne-ai adus la această mântuire, ai pus în inima noastră și pe buzele noastre o cântare de mărire. Doamne, toată lauda și slava vrem să fie a Ta. De aceea, în seara aceasta, primește-ne așa cum suntem fiecare dintre noi. Binecuvintează, Doamne, poporul care vine să ți se închină și te rugăm să asculți rugăciunea fiecăruia. Binecuvintează copiii bisericii, binecuvintează pe cei tineri din biserica Ta, binecuvintează, te rugăm, Doamne, pe cei înaintați în vârstă. Binecuvintează pe cei căsătoriți și pe cei care nu sunt căsătoriți.
Binecuvintează, te rugăm, Doamne, pe cei ce sunt bolnavi. În mod deosebit, te rugăm, atinge-te de trupurile lor. Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că prin Duhul Sfânt vrei și în seara aceasta să aduci în viața noastră un suflu nou de viață. Vrei să ne faci, Doamne Dumnezeule, să fim plini de prezența Ta, de puterea Ta. De aceea te rugăm frumos, arată-te, Doamne, în mijlocul adunării Tale. Te rugăm frumos să răspunzi rugăciunilor copiilor Tăi. Și te rugăm să faci, Doamne, ca numele Tău să fie înălțat în locul acesta prin tot ceea ce spunem, facem și suntem. Binecuvintează bisericile Tale din zona aceasta, pe frații noștri, pe slujitorii Tăi, dă har fiecăruia, Doamne, și lasă ca cuvântul Tău să atingă fiecare inimă. Amin. Te rugăm frumos, Doamne, să binecuvintești lucrarea din România. Amin. Te rugăm frumos să lași, Doamne, ca puterea Ta să întărească pe frați și pe surori de acolo, Amin. Pe slujitorii Tăi de acolo. În mod deosebit, mă rog, pentru bisericile de la sate. Amin. Doamne, adu o trezire spirituală în țara aceasta, în România, oriunde, pe toată fața pământului. Amin. Binecuvintează pe frații și surorile noastre care sunt persecutați pentru cuvântul Tău. Îndură-te, Doamne, Dumnezeule, și susține-i cu puterea Ta. Binecuvintează, te rugăm, și situația din Ucraina, situația, Doamne, din Irak, din Siria și din alte părți unde sunt conflicte în lume. Doamne, te rugăm frumos să lași ca pacea Ta să vină în inimile oamenilor. Întărește-ți bisericile Tale și fă-ne, Doamne, să fim niște mesageri ai păcii Tale. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc că-și ne asculți. Amin. Amin. Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântarea Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc pe țele când adunarea cerului stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerului stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Ce plăcut și ce frumos e pe calea lui Hristos, când pe Domnul el îl laudă voios. Nu e loc mai fericit ca acel unde ai găsit pe toți sfinții ce împreună s-au unit. Cât de bine mă simt! Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Cât ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele când adunarea cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. O, ce bine atunci va fi, o, ce bine atunci va fi, când pe noi El va veni și din slava Lui pe veci ne va uni. Lângă El ne-om aduna și plângând
vom cânta împreună fericiți, cu El vom sta. Aleluia! Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele cântă adunarea, cerul stăm și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, o, ce popor, ce popor minunat. Trebuie să ne simțim bine în prezența lui Dumnezeu, în mijlocul adunării sfinte, unde poporul lui Dumnezeu vine să se închine. Încă o dată, fiți binecuvântați și Domnul Dumnezeu să-și reverse în ziua aceasta bucuria și puterea în inima fiecăruia dintre noi. Amin. Continuăm lauda prin cântarea orchestrei, iar mai încolo, sora Agata cred că va aduce un salut din România. Ne bucurăm pentru că Domnul a ajutat-o pe ea împreună cu Claudiu și Mirela să se întoarcă în pace din România și vrem să auzim impresia din România. Și mai târziu vom avea, cu ajutorul Domnului, o masă rotundă a tuturor celor ce am fost în România și vom încerca să vedem România prin ochii tuturor celor ce au văzut-o în vara aceasta. Continuăm Domnul, să ne închinăm Domnului prin cântarea orchestrei.
Ascultați acest cuvânt, ce chemare deosebită, Iisus dă ajutor. Slavă Domnului pentru aceasta, continuăm închinarea și corul va lăuda pe Domnul prin cântare, după care vom asculta pe copii cu două cântări spre slava Domnului.
Proverbe 3 cu 3 și 6 până la 6. Să nu te părăsesc prin bunătatea și credincioasă. Și aspra iagă-te la gât, scrie-le pe tapiță inimile tale. Și astfel ea capăta trece și mintea sănătoasă. Încrede-ți în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Roagă-cele în tot calia tale și El îți va netezi calaria. Amin. Amin. Thank you.
ți-e un don? Ți-e greu ca să oferești iubirea în care când o întâlnești? Doar ca să asculți ce spune Domnul. Ce-a spus atunci cândva, să nu poftești. Ți-e greu să-ți iubești vrăjmașul? Să nu-l invidiezi pe cel bogat? Ți-e greu să dai săracului în lipsă, chiar când tu ești strâmtorat? Ți-e greu în mijlocul durerii, când în inima ta poate ai un stil, să înalți un in de slavă către cerul? Ți-e greu? Atunci, să știi, nu ești creștin, dar când în viața ta predată, din Sfântul nume, tu faci un crez și nu un titlu pe hârtie prin vie primit cândva la un botez, când poți mereu în amintire jertfirea lui, adâncui timp, atunci le faci ușor pe toate și ai dreptul să te numești creștin. Că nu-i destul să spui din gură, ducând o viață de pământ, purtarea ta tot o să lasă să se vadă în viață cine-i ție stăpân. Dacă Iisus îți e stăpân în noi, fii bun și bun ca El, smerit. Cunește ura și trufia ce atât de mult te-au chemit. Dar dacă minți, ești rău, porți ură, zadarnic te numești creștin. Iisus de tine se dezice. Satana e stăpânul tău. Zadarnic vrei cu acte scrise să dovedești că ești creștin. Te-ai fi creștin, te-ai pune viața în slujba Fiului Divin. Ai merge tot pe aceeași cale, ai asculta a Lui cuvânt. N-ai duce o viață atât de moale, n-ai cângări numele Sfânt. A fi creștin nu e o hârtie, un nume moștenit cândva, ci e un titlu sfânt și nobil, plătit cu însă și viața sa, plătit cu lacrimi multe și amare, cu renunțare, cu sânge și cu chin. Cum a plătit Iisus odată, te faci așa, poți să te chem creștin. Amin. Că te-am pus așa pe punctul acesta fără să te întreb, însă mulțumesc pentru că Domnul a adus parcă un suflu nou de viață și de bucurie, de credință. Mulțumim pentru ocrotire, pentru izbândă, mulțumim pentru toți cei ce așteaptă pe Domnul, în care suntem incluși și noi, amin. Și mulțumim Domnului pentru lucrarea care se extinde în locurile unde nu sunt biserici. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze România și lucrarea de acolo. Continuăm să ne închinăm Domnului prin cântare împreună cu frații din grup, Salvatorul Bun te cheamă, după care vom avea câteva momente de rugăciune înaintea Domnului. Ospățul de-a te cheamă, vino și vezi.
vestea noastră-i tot să sune, iar și vale să răsune. Iisus cheamă pe oricine, vino și vezi. Spune la mic și la mare, vino și vezi. Că primesc pace, iertare, vino și vezi. Vestea peste tot se sune, dar și vale se răsune. Iisus cheamă pe oricine, vino și vezi. Vino înaintea nopții, vino și vezi. Luna în clipa morții, vino și vezi. Vestea peste tot să sune, de-al și vale să răsune. Iisus cheamă pe oricine, vino și vezi. Vino la ospățul nunții, vino și vezi. La un loc să cânti cu sfinții, vino și vezi. Vestea peste tot să sune, de-al și vale să răsune. Iisus cheamă pe oricine, vino și vezi. Vestea peste tot să sune, de-al și vale să răsune. Iisus cheamă pe oricine, vino și vezi. Amin. 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 Să ne ridicăm și vom avea câteva momente de închinare prin rugăciune. Cântarea aceasta cred că ne-a inspirat pe fiecare să ne gândim la ceea pe care Domnul Iisus Hristos îi cheamă, îi chemăm și noi și haideți să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Dacă ai pe cineva în familie, dacă ai pe cineva cu care lucrezi, dacă ai un prieten, dacă ai un coleg, dacă ai pe cineva, aș vrea să faci în momentele acestea o rugăciune pentru cineva care este nemântuit și pe care Domnul Iisus Hristos îl cheamă. Aș vrea să vă aduc aminte și aș vrea să vă rog să stați înaintea Domnului pentru sora Irina, sora care este destul de grav bolnavă în Aurora, ca Domnul Dumnezeu să întărească și să vindece trupul ei. Cu cei ce sunteți îndemnați, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune, în mod deosebit pentru cei nemântuiți și pentru sora Irina și pentru alții care sunt bolnavi. Ne rugăm Domnului. Amin. În primul rând să te privească în viața lor ca Domn și Mântuitor. Te rog acestea în numele scumpă Domnului Iisus. Amin. 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 Doamne, sora mea era bolnavă. Te rog să te îndur, amin. Îndură-te, Doamne, te rugăm frumos. Amin, Doamne, te rugăm. Amin. 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 Amin.
aveți milă. Te rog să te înduri de el. Amin. Te rog să te înduri de el. Ai milă de el. Te rugăm. Amin. 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 Te rog frumos, amin. 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 Te rugăm frumos, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântarea orchestrei.
Amin. Domnul să ne ajute să luminăm fiecare dintre noi în locul unde Dumnezeu ne-a așezat. Mă bucur încă o dată să vă văd pe fiecare în seara aceasta și dau slavă Domnului pentru bucuria aceasta de a fi împreună. Mă bucur să o văd și pe sora Mărioara cu fratele Aurel. Mare har să fim împreună, nu v-am văzut de două duminici. Dar nu știu dacă ați ajuns să fiți la Hickory, una. Ați fost, m-am gândit, Domnul să vă binecuvinteze. Și dumneavoastră ne-ați reprezentat la întâlnirea Asociației Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada. Aveți un salut, sora Mărioara? Slavă Domnului! De nu știu câte de trei ori de dimineață s-a ridicat biserica la Dumnezeu. Cea dată la conversie nu se treacă așa. Acum vă spun că orul orchestra de număr ce s-a spus până la acum de nu. Predicile și tema conversie a fost iată în o stat. Amin. Slavă Domnului! Vă mulțumesc din toată inima și dăm slavă Domnului pentru lucrurile pe care Dumnezeu le face în mijlocul comunității românești și în bisericile Lui. Amin. Săptămâna aceasta suntem invitați marți seara la Biserica Logos. Este seara familiilor de la ora 7 la 9. Fratele Daniel a invitat un păstor din Hawaii, care, dânsul spune, este deosebit și familiile sunt invitate marți la ora 7. Se va servi și masă, dacă eventual e cumva ceva în plus, dar cred că cei mai mulți, dacă mergem pentru părtășie. Miercuri și joi, tot de la ora 7 la 9, sunt seri de zidire la Biserica Logos, iar vineri este o seară pentru tineret. Tinerii pot să participe în seara aceasta. Sâmbătă, prima biserică baptistă păstorită de fratele Deliu Ionuț ne invită la o seară de cântare la ora 5. Deci la prima biserică este seara de cântare la ora 5. Acum ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări. Am găsit o dulce mângâiere, după care corul va lăuda pe Domnul și apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. O Iisus,
pe tine te-am găsit. Bine bruse, dar putea să-mi spună ce-am găsit în tine, Domnul meu. Căci sunt slab, doar un pumn de țări, dar sunt în harul tău. Mii de buze, mii de buze n-ar putea să spună ce-am găsit în tine, Domnul meu. Căci sunt slab, doar în sunt nimic, dar sunt
Vom citi câteva versete din Evrei, capitolul 12, pagina 1165, de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de Duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. Mă bucur din toată inima. Ne cunoaștem de peste 30 de ani și am avut de atâtea ori părtășie. Și dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Am intitulat textul acesta Noua societate. Copiii lui Dumnezeu au o nouă societate. Am avut atâta vreme, fiecare după numărul de ani pe care i-au mâncat lăcustele, am avut o altă societate. Și mi-a plăcut foarte mult, noua societate are nouă parteneri. Primul este muntele Sionului. Am fost pe amândoi munții, și pe muntele Sinai, și pe muntele Sionului. Și am putut, atunci când m-am oprit la textul acesta și am și scris, căci în fiecare zi când găsesc ceva deosebit în Biblie, trec pe calculator, pe laptop. Deci primul partener, noul ne arată cuvântul, este muntele Sionului. Acolo când am filmat muntele Sionului, au rămas în piatră, în zidurile Ierusalimului, urmele puștilor, ale armelor care pe data de 14 iunie 1967 au lăsat urme în toate cele 8 porți ale Ierusalimului. Muntele Sionului este comparat în contrast cu muntele Sinai. Muntele Sinai și acum este tot înspăimântător ca și atunci. Pentru că cine s-apropia de muntele acela trebuia să moară. Muntele Sionului, cine s-apropie de el, trebuie să trăiască. Primul partener. Al doilea partener este noul Ierusalim, noua cetate a lui Dumnezeu descrisă în 10 capitole din Ezechiel, ultimile 10, de la 40 la 50. Și este extraordinar că în vremurile noastre sunt două intenții. E o dorință a evreilor de a face Ierusalimul, de a construi al treilea templu, dar dorința lui Dumnezeu este de a face un alt templu, și anume Ierusalimul Ceresc. Și fiecare
se aliază cu partenerii care dorește. Când am fost acolo, i-am spus ghidului nostru că noi venim de pe tot globul să vedem locurile pe unde a trăit Domnul Iisus și dumneavoastră de ce nu vreți să-L recunoașteți? Și a zis, noi îl așteptăm pe Mesia al nostru. Și i-am spus, Dumnezeu n-a avut decât un fiu și acest fiu la evrei l-au trimis. Așa spune la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 13, el a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Acum este perioada când Ierusalimul, am văzut macheta noului Ierusalim, dar așa i-am spus, Mesia pe care l-așteptați se numește Anticrist. Așa a spus Domnul Iisus, va veni unul în numele Lui, pe acela îl veți primi. Cu toate acestea, încă nu s-au trezit. Se vor trezi în mijlocul necazului celui mare. Al treilea partener este, o constituie, zecile de mii. Nu știm, Biblia nu spune din cine sunt formați acele zeci de mii. Dar oștirea cerească n-are număr. Deci, părtășia, noi ca oameni, să nu uităm. Acum suntem, dacă Pământul face parte din cosmos și dacă Soarele merge cu 29.000 de kilometri, 720 pe secundă, dacă Soarele merge cu viteza aceasta pentru a străbate într-un an, atunci noi, dacă Pământul face parte din Universul, din cosmosul lui Dumnezeu, noi copiii Lui nu mai suntem oameni pământești, noi suntem ființe cerești. Pentru că, fiind făcuți după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, noi nu putem fi altfel. Nu va muri nici unul care crede în Domnul Iisus, noi ne vom continua viața fiecare după pregătirea pe care a știut să o facă în timpul acesta al vieții efemere pe pământ, dar, așa cum vă spun cântările dumneavoastră, am zis, n-aș vrea să reușesc să vă cobor din cer pe pământ prin cuvinte inferioare. Vă spun, fiecare cântare parcă m-a dus la o altă treaptă, la o altă treaptă. Slavă Domnului! Am văzut că toți sunteți cântăreți, toți aveți, și spunem Psalmul 33, oamenilor fără prihană, leșea de bine cântarea de laudă. Putem pune degetul pe un verset pe care îl împlinim. Al treilea partener în noua societate este adunarea îngerilor. V-ați apropiat de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Câtă diferență între societatea veche și între societatea nouă din locurile cerești. Eu nu cred că îngerii au numai joia, miercurea, duminică, eu nu. Eu cred că adunarea îngerilor e permanentă. Pentru că în Apocalipsa 4 ne arată cuvântul clar că primul glas pe care l-a auzit Ioan, eu de aceea m-am și dus în insula Patmos, și este la vreo 50 de metri, locul unde a fost scrisă Apocalipsa. Și ne arată cuvântul că acolo se cântă, acolo cel din tâi glas pe care l-a auzit Ioan era ca glasul unei trâmbițe. De aceea probabil că noi suntem înclinați să vorbim mult, pentru că numai aici e o ocazia să mai vorbești, acolo trebuie să cânți. Și pentru asta e foarte bine că ne pregătim. A cincea societate mi-a atras atenția, e formată din biserica întâilor născuți. Și m-a preocupat cum biserică în Vechiul Testament. Da, poporul întâi născut din Egipt,
Dumnezeu, când a înaintat în pustie, i-a spus lui Moise, numără-i. De ce? Ei n-au fost scăpați din Egipt, că a fost mai bun ca egiptenii. Ei au fost scăpați ca să lucreze pentru mine. Și am făcut o relație. Fiecare dintre noi care suntem încă în viață, nu știu dacă cineva a depășit 85 de ani, dar parcă nu cred că avem în sală. E cineva care a depășit 85 de ani? Oh, slavă Domnului! Trebuie să știți că atunci când ați făcut 85, aveți 31.041 de zile. Și spune cuvântul, spune în Psalmul 90, învață-mă să număr bine zilele. De ce? Că să capăt o inimă. Adică dacă n-am învățat să număr, n-am cum să am o inimă înțeleată. Este prima operațiune. Creștinii știu doar adunarea și înmulțirea și diavolul știe împărțirea și scăderea. Dar măcar prima să o învățăm. Și deci partenerul al cincelea ne arată și am mers în urmă să văd. Da, Dumnezeu așa a zis, numără pe ăștia, întâi născuți, ca să știe că eu nu i-am salvat și am făcut această sincronizare cu noi. Fiecare, indiferent ce vârstă avem, am văzut moartea măcar o dată. Eu am văzut-o de mai multe ori, ca la 86. Și ce vreau să vă spun? De ce m-a scăpat Dumnezeu de la moarte? Ca să nu mai fiu al meu. Așa le-a spus. Voi n-ați fost mai bun decât egiptenii. Păi putea să se laude vreunul că e mai bun? Nu. Dar Dumnezeu când ne-a scăpat, ne-a scăpat cu gândul ca să nu mai fim ai noștri. Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul nu este de aur și argint, ci sângele Domnului nostru Iisus Hristos, mielul fără cusuri și fără prehan. Și acolo au găsit 22.273. Atât, acesta a fost numărul și Dumnezeu le-a zis așa, ca să nu iau din fiecare, din cele 12 seminții, să iau întâi născuți, a zis, hai să numărăm pe Levi. Levi avea 20.000 de întâi născuți și a zis, pentru diferența de 273, o să îi dăm lui Levi 5 pentru fiecare suflet care depășește. Și a dat 1375 de, nu dolari, pe vremea nu era dolari, ci era unitatea de măsură a templului. Deci a cincea societate e Biserica Vechiului Testament. Așa scrie, ne-am apropiat de biserica întâilor născuți, al căror nume este scris. Atunci când i-a numărat, i-a și scris numele. Și urmează al șaselea partener, zice, de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile, deci al șaptelea, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Al optelea, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, al nouălea, ca să vedeți ce nouă societate. Vă spun, noi ar trebui să fim totdeauna fericiți. De ce? Pentru că un om care are asigurat trecutul, prezentul și viitorul, fără să plătească niciun leu, te mai asigură unele societăți, da, ca să ia bani. Să ai asigurat tot viitorul și totuși să fii nefericit. Un mare savant, am văzut pe internet, i-am luat gândurile și a zis așa,
Dacă un minut cineva gândește negativ, 6 ore și-a pierdut imunitatea. 6 ore pentru un minut. Și am zis, ce pățește cine toată viața e negativist? Toată viața e apăsat, toată viața e supărat. La el nu mai funcționează imunitatea. Este vulnerabil și orice lovitură a diavolului, a bolii, a suferințelor, îl lovește. Vă spun ca unul care am trăit din 86 de ani, 70, i-am trăit cu Domnul. Și cine vrea să fie cu adevărat fericit, am fost persecutat în timpul lui Hitler, am fost persecutat în timpul lui Stalin, barem în timpul lui Stalin, vă dați seama, el a murit pe 23 martie 1953, eram în birou și a venit cineva să mă anunță că americanii i-au trimis următoarea telegramă. Locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire. Ea trezește înaintea ta umbrele pe toți împărații pământului și toți îți zic, și tu ai ajuns ca și noi, și tu ai ajuns în muritor. Așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi. Cum să fie fericit un om negativist? Stresul care va caracteriza viitorul omenirii, deja îl caracterizează. Oamenii sunt stresați, n-au servici, n-au locuință, n-au ce le trebuie. Stresul pare motivat la oricine. Și întotdeauna am văzut că oamenii, domnule, asta e viața, nu pot să... Nu. Păi da, dar copiii lui Dumnezeu au această asigurare. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Am traversat 40 de ani de comunism, 7 mașini ale securității, într-o singură zi le-am numărat, m-au arestat când a venit Billy Green cu acuzația că mă duc pe data de 13 septembrie 1985, că mă duc să-l omor pe Billy Graham. Norocul că am uitat, luasem roșii, brânză și n-am luat cuțit. Și când am ieșit din Pitești, poliția zice, a, mașina asta a furat niște piese din uzină, haideți cu noi. În sfârșit, de asta vreau să spun că indiferent prin ce trece un om al lui Dumnezeu, este ocrotit îngerii Domnului. Așa spune în Psalmul 91. Și am zis, Domnule, diavolul știe Psalmul 91 și noi nu-l știm. Că atunci când să plec, mulți mi-au zis, Domnule, mai la vârsta asta n-are rost să mai treci peste mări și țări, dar mă întors să-mi din China, unde e mult mai departe decât dumneavoastră. Și am găsit versetul ăsta și am zis, Doamne, ce rău îmi pare că nu l-am învățat la timp. El va porunci îngerilor săi și eu când văd aripile avionului, eu zic că ăia sunt îngeri. Vă dați seama, 12 ore am făcut din Istanbul până aici. Și așa a zis, el va porunci îngerilor săi ca să te păzească în toate, așa spune, în toate căile tale. Am traversat de 33 de ore Atlanticul, nu mai vorbesc Egiptul, Israelul, Hong Kongul, China, Macao, toate datorită făgăduinței lui Dumnezeu. De ce să ne mai temem? Și aș vrea să vă spun o mică întâmplare, că mă întorceam de la o adunare, de lângă Târgu Jiu, la 15 km, și eram cu bicicleta și aveam pe portbagaj bicicletei, am pus o Biblie cu care predicasem acolo și pe o costiță
mi-a căzut Biblia. Eu n-am văzut o Biblie frumoasă legată în piele și frații de acolo au aflat, zice, Domne, a găsit un om de aici, a găsit o Biblie legată în piele. M-am dus la el după vreo 2 ani. Zice, Domne, 3 ani m-am rugat ca să-mi dea Dumnezeu o Biblie. Și câinele care i-a găsit Biblia, i-a lăsat Biblia legată în piele la ușă. Și am spus, o stăpânesc sănătos. Am vrut să spun că viața cu Dumnezeu nu merită să fie schimbată cu nimic. Cine vrea să o schimbe, va păți ce a pățit Iona. Că vorbeam de Iona într-o adunare și am spus următorul. Dom'le, dacă nu ieși pe calea, pe drumul, pe locul unde te trimite Dumnezeu, să nu te aștepți la altceva decât cum a fost balena aia. L-a luat și culmea, el se recomandă, eu sunt evreu, eu mă tem de Dumnezeu, dar el dormea. Același om care spunea, eu mă tem de Dumnezeu care a făcut cerul, pământul, și el se temea încât era singurul care dormea. Să dorme atunci când este furtună la Qatar. De aceea, doar atât, gândul ăsta am vrut să vă transmit, că cea mai fericită societate este noua societate cu nouă parteneri. Ce ne putea, spune prorocul Isaia în capitolul 5, ce aș fi putut face viei mele și n-am? Ce ar fi putut să ne dea Dumnezeu dacă și-a dat pe singurul să fiu? Și la Roman, capitolul 8, e clar. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său și l-a dat, cum nu ne va da fără plată, împreună cu el, toate lucrurile? Ne lipsește ceva? Ne dă și sănătate, ne dă și îmbrăcăminte, ne dă de toate. Ce să... Păi dacă l-ai comoara comorilor. Un indian a definit la București, ne-a ținut o predică și a zis sumum bunum, suma a tot ce e bine se cuprinde într-un singur nume. De aceea numărul Domnului Iisus este numărul 8, pentru că din 8 se formează pe toate calculatoarele lumii, orice cifră, cine în 8 este și 1 și 0 și 9 din 1. Cine are pe Domnul, are totul. Și ne arată în Ioan 15 că despărțiți de El n-avem nimic și împreună cu El avem totul. Să ne bucurăm de noua societate. Eu m-am bucurat, vă spun, din toată inima. Este a noua zi de când am venit și mă bucur că Dumnezeu ne-a făcut bucuria ca să ne mai vedem odată. Și chiar dacă nu ne vom mai vedea pe acest pământ, ne așteaptă noua societate în ceruri. Amin. Amin. Mulțumim fratelui Aninoiu. E un mare har ca Dumnezeu să-l întărească până la vârsta aceasta și să-i dea putere să ducă cuvântul Domnului. Mulțumim din toată inima și ne bucurăm că ne-ați vizitat. Mă bucur că și fratele Stoia, totdeauna când îl vedem pe fratele Stoia la noi, e clar că și fratele Aninoiu este pe aproape și ne bucurăm că Domnul v-a ajutat să fiți împreună cu noi în seara aceasta. Fratele Aninoiu a scris, nu știu dacă mai aveți, frate. Am. Fratele Aninoiu a scris, mi-a dat două cărți. Una este Mere de aur într-un coșuleț de argint, volumul 3, și Notițe asupra Apocalipsei al lui fratele Popescu, Teodor Popescu. Cine este interesat, fratele Aninoiu are cărțile acestea. Noi am vrea să continuăm să ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvinteze pe fratele și lucrarea pe care Domnul a ajutat să o facă, iar pe noi aceea. Fratele a folosit cuvântul societate și, într-adevăr, zic așa, termenul acesta e interesant în felul lui, însă este această biserică pe care Domnul Iisus Hristos a înființat-o
și noi suntem biserica Lui. Și am vrea ca să fim întăriți de El, fiecare dintre noi, în trăirea noastră, în umblarea noastră, ca să putem să ne bucurăm de El. Că cuvântul Lui este da și amin. Și toți aceia care și-au legat viața de El n-au fost dați de rușine. Amin. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru timpul de părtășie, pentru cuvântul care ne-a fost dat și ridicați în picioare. Aș vrea cu toții să venim înaintea lui Dumnezeu. În rugăciunea de mulțumire aș vrea să-l rog pe fratele Nelu Hosu să ne conducă în rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești din cerul, binecuvântat să fie numele Tău, pentru că ne-ai făcut parteneri cu sfinții, cu cei care sunt răscumpărați. Amin. Cu îngerii. Slavă ție. Ne-ai făcut parteneri cu Tatăl. Amin. Ne-ai făcut parteneri cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne, El a purtat povara nelegiuirilor noastre. Amin. A purtat o cara, suferința, bolile noastre. Și Tu ne-ai făcut partener cu El la slavă. Amin. Doamne, noi nu merităm slava. Și Tu ne-ai făcut partener cu Domnul Iisus Hristos. Nu pricepem lucrul acesta. Biblia ne spune că astăzi pricepem în parte. Vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu când vom pricepe lucrul acesta. Doamne, dorim să-ți mulțumim pentru că dragostea Ta nemăsurată și nemărginită s-a arătat față de noi. Și îți mulțumim că ne-ai chemat la slavă. Amin. Îți mulțumim că ești cu noi în toate zilele. Amin. Ne dai asistență prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și vreau, Doamne, ca să ne desăvârșești. Amin. Binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Doamne, în peregrinajul nostru pe acest pământ, în zilele acestea în care le trăim, Doamne, dă-ne putere și Te rugăm frumos ca să ne ajuți ca să fim biruitori. Amin. Ca într-adevăr într-o zi să putem moșteni Împărăția Ta. Amin. Și slava pe care ai pregătit-o Tu sfinților Tăi. Amin. Doamne, binecuvântează și pe robul de care Te-ai folosit în seara aceasta. Binecuvântează-L pe fratele Aninor. Amin. Binecuvântează pe toți cei care au participat în locul acesta. Da, Doamne, te rugăm. Te rugăm să le ascunzi în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Păstrează-ne în harul Tău. 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 O, păstrează-ne în harul Tău. Bunul nostru Dumnezeu. Să aveți o săptămână binecuvântată.